peneba.com, găsești jocuri ieftine, codul ai Hey Pink le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa! Salutare, pincanilor! V-ați întrebat vreodată cum este să fii capră? Pentru că eu nu m-am întrebat, dar jocul ăsta ține morțiș să mă învețe, iar eu sunt un adept al învățatului, oameni buni. Bă, deci am citit atât de multe cărți încât ar trebui efectiv să fiu băgat în pușcărie. Am defrișat păduri de unul... Oh my god, tocmai m-a lovit mașina! Am defrișat păduri de unul singur pentru toate cărțile pe care le-am citit. Când îți cumperi poartă de păuș să mă bată dihorii. Ce, Dumnezeule mare, este piscina asta plină de apă? Și nu uitați, tap tap pe butonul de pink o like, așa am auzit că se zice. O mașină? What the... Dude, a explodat când m-a apropiat de ea, jur că nu i-am făcut nimic. Flori... Ok, sunt o capră foarte destructivă și efectiv nu voiam să fac asta, dar eu doar am vrut să mă apropii de niște plante frumoase. Ia să furăm. What the... Mă, ce Dumnezeu se întâmplă? Cred că tocmai am omorât o familie care nu mi-a greșit cu... A, nu sunt în regulă. Ok. M-am apropiat și le-a explodat masa sau ceva, oameni buni. Ok, nu știam că e atât de based să fii capră, iar jocul ăsta are 8 ani, ok? Jocul un joc vechi de 8 ani, pentru că să fim serios, jocurile din 2022 sunt prea trash pentru a le juca. Alo, ce Dumnezeule mare se întâmplă aici, bro? Poate trebuie să lovesc cu picioarele din spa... Ok, asta arată destul de ciudat, dar aparent nu pot să deschid aia. Ia să vedem, mă, ce se întâmplă aici. Ce sunt astea? Wow! O trambulină. Uite, Hold up, wait a minute. Oh my god, uite-te la mine. Uite-te la mine de câte ori sar. Dude, e atât de Ok, nu a fost vina mea. Este atât de șmecher să fii capră, pentru că uite, poți să te duci la un om și apoi să comiți crime împotriva umanității cu el sau ceva. Oh, mamă, cât a topoganul. Au, ia stai așa o secundică să mă urc până acolo și sus. Sus? A zis cumva cineva... Sus? Și acum mă duc. Oh my god, uite-mă cum mă duc. Am ratat piscina. Am ratat piscina. Un BMW roșu. Oh, shit. Un BMW roșu. Ia hai să-l ducem pe stradă și să-l lăsăm, uite, fix aici, pentru că toată lumea știe că BMW-urile roșii sunt efectiv niște pericole pe drumurile publice. Oameni buni, jocul ăsta are hărți multe. Ce se întâmplă aici, mă? Ce, mă? Bă, încetați, plecați de aici cu protestele voastre, că aveți cuvinte nefamily friendly. Ia treci tu încoace, mă. Trăiți iar familia, cum s-ar zice. Wow, ok, ok. Truiți-or, familia, tu scrii cuvinte urâte într-un joc pentru copii sau ceva aici, ce se întâmplă, mă? O, e unul care conduce o mașină, e triștu, mă, cu aceea, cam o idee. Ok, ce am făcut a fost oribil, aș vrea să-mi cer scuze față de mașinile din România, pentru că am produs un accident, dar... Yo, what the... Băi, încetează, mă, ce te tot învârți aici, mă? Nu, mă! A, ești șmecher, a, ești șmecher. Ia stai așa o secundică, na. Oh, shit. Oh! Ok, asta nu e bine. Asta nu e bine, oameni buni. Aveam nevoie de Wow, aveam nevoie de mai multă putere. Ok, gata, o să dau drumul la mașina aia. Mă, nu mai scrie cuvinte urâte. Tu nu înțelegi că ăsta e un canal creștinesc și family friendly. Dă-i drumul de aici cu protestele tale. Protestează pentru ceva util în viața asta, cum ar fi corupția din spatele oricărui guvern de pe planeta Pământ. Ce Dumnezeu! Protestează pentru planeta pe care o avem și o distrugem. Ce contează dacă mâncarea are formă falică? Îți zic eu, nu are importanță, pentru că nimănui nu-i pasă. Da, cineva a uitat să-mi zică că... Nu știu ce Dumnezeu fac aici, dar am foarte mult scor. Cineva a uitat să-mi zică că, efectiv, caprele sunt indestructibile. Păi dacă caprele sunt indestructibile, atunci... Ce Dumnezeu făcea? Mă, ce Dumnezeu e alergatul ăla? Dacă caprele sunt indestructibile, cum adică... Wow! Ok. Cum mâncăm oare carne de capră noi, a?
Oare capra de carne... Ue, nu. Oare carnea de capră este de fapt doar o dronă a guvernului, la fel cum sunt și păsările? Ragdoll skate! Era să mănânc cu propria salivă. Oh, dar ne trebuie... Wow! Holy shit, uite-te la mine! Sunt mai ceva ca tipul ăla care era bun la skateboard și era într-un joc sau ceva. Am uitat cum îl chema. Ăla chat, ăla cu skate-ul. Ia stai mă așa o secundică. Oh, puncte multe? Oh, asta îmi place să văd. Ia uite aici punctele, cum vin oameni buni. Biggest combo easy. Biggest combo, oameni buni. Uitați-vă la combo ăsta în momentul ăsta. Sunt la efectiv X7 ca BMW-ul și acum la X4 tot ca BMW-ul și apoi o să fiu la X7 din nou la fel ca BMW-ul. Ok, sunt destul de sigur că există alte mașini cu X, cum ar fi Tesla Model X, dar îl urăsc pe Elon Musk, așa că nu vreau să-i fac reclamă. Ce se întâmplă aici, oameni buni? Ce se întâmplă aici? Oh, o domniță care lucrează? Ar fi mare păcat să știi tu să se întâmple o crimă. Oh my god, am auzit-o plângând. Ok, ceva îmi zice că unii oameni o să sfârșească prin a fi concediați, iar eu ar trebui să nu mai bag capul prin toate obiectele. Vreau să ies afară de aici, ajutor! Cum, Dumnezeule mare, explodez tot de aici ca să pot să ies, help! Mamă, am 15.000 de puncte, oameni buni, dacă ați jucat jocul ăsta, să-mi scrieți în secțiunea de pin comentarii, v-ați prins, haha! Vă rog, lăsați comentarii și like-uri, băgame și picioarele! Urăsc nou YouTube! Trebuie să faci videouri cringe ca să ai view-uri, iar eu sunt cringe, dar parcă nu suficient de cringe să mă bată dihorii. Da, ce spuneam, cât ați avut voi scorul pe jocul ăsta, da? Cât ați avut scorul? Stai așa că am o idee. Ce-ar fi să iau o mașină de asta și apoi să... acolo ar trebui să mă urc. Alo, unde e BMW-ul meu roșu legendar? Ok, nu vine nicio mașină, stai așa. Fric! De ce nu pot să ling, mă, camionul? Hello? Oh, shit. Oh, acum vin mașini. Linge-l, bă, și scoate-l afară. Hello? Ok, cred că e buit și efectiv nu pot să-l scot de acolo sau ceva. Dar limba mea e... Oh, shit. Slow motion. Oh! Wow, ok, dar cine are nevoie de slow motion? Eu vreau să-mi trăiesc viața rapid, la fel ca în Rapidul și Furiosul. Yes, crime! Ok, ok, pare în regulă și ok, nu e mort, no, e actually mort. A suferit multe arsuri de gradul 4. Există de gradul 4? Ok, există acum. Iisuse Hristoase. Dude, pe jocul ăsta efectiv poți să comiți atât de multe crime împotriva umanității încât mă mir că mai este pe Steam în 2022 după 8 ani. Bicicletă? Hehe, mai mănânci bicicleta aia? Oare pot să merg pe bicicletă sau ceva? Ok, aparent nu cred că pot să merg pe bicicletă, dar pot să o duc undeva. Oare unde să duc eu bicicletă? Oh, ok, stai așa că vine cineva. Oprește-te! Oh! Ok, a fost cam cringe din partea lui, oameni buni, să nu vrea să se oprească, dar eu am o idee. Vom bloca strada cu niște chestii foarte extrem de grele. Aici ce e? Absolut nimic. Oh, știi ce ar trebui să aducem? Butoaie de-astea să nu explodează, mă. Dacă m-am învățat ceva Half-Life-ul este că butoaiele explodează. Freaking camion, dude. Alo, încetați cu protestele, cu chestiile alea. Oh, niște oameni la o petrecere. Ar fi păcat ca cineva să le distrugă, mă. Ok, cred că câțiva dintre ei sunt morți. Oh, God, ard. Oh, God, help! Ajutor! Ajutor! Ficații mei, oameni buni! Îmi arde... nu, actually sunt ok. Am cea mai bună idee.
Păi cum se presupune că ajunge acolo? Ai o scară aici, ok, ok. Fiți atenți, fiți atenți. Niciodată în viața mea nu am fost la piscină să mă arunc în apă de la înălțime și aș vrea să-mi satisfac această... Ce Dumnezeu? Această... Mă, e buguită scara să mă bată dihorii cu un BMW în ca... Ok, asta... Yo, ce-i asta? Oh, ok. What is this? Cine Dumnezeule mare lasă efectiv? Oh, dacă știam săream pe asta. No. Oameni buni, dacă știam săream pe asta și am fi sărit pe orbită sau ceva. E prea târziu de acum. Hai să mergem acolo undeva în zona aia, pentru că sunt sigur că mai sunt chestii pe care nu le-am descoperit. După aia putem să încercăm și alte hărți, pentru că sunt mai multe hărți pe jocul ăsta, oameni buni. Vrei să nu mai comiți buguri vizuale? Ia treci tu încoace, mă, Bill Gates de buget. Este timpul să umor. Ok, glumeam, te-am salvat. What is this? Ce e asta? Ok, Ok, care erau șansele? Vreau ca toată lumea în momentul ăsta să scoată teorema lui Pitagora să calculeze care erau șansele ca eu să ajung aici. No freaking way că am ajuns până acolo. Am văzut niște oameni care se află la o distanță atât de mare de la care ar putea cădea ca să-și regrete efectiv existența. Sau ce? Nu te arunca, dude. Ai atât de multe lucruri pentru care să trăiești. Aha, așa credeam și eu. Ah, s-a întors aici. Stai așa o secundică. Oh my god, a căzut cu spate. E actually încă în viață, surprinzător. Bă, da, oamenii ăștia sunt indestructibili. Nu se poate așa ceva. Ok. Hai să ne întoarcem acolo, oameni buni, pentru că... Ok, asta îmi place să văd, Sunt curios unde o să mă ducă acest camion, oameni buni. Sunt curios unde o să mă ducă. Ia uite, ăștia iar s-au întors acolo să protesteze. Protestați niște chestii utile pentru societate, bro. Ok, n-a fost o idee bună să fac aia, aproape că buguisem jocul. Ai, ce frumos! Ce e aici așa? Stonehenge! Hai că am avut și Stonehenge. Mai mănânci pietrele alea? Mai mănânci pietrele alea? Oh, no. Mamă, cum le poți lovi? Păi, ăsta era the Goathenge? Easy! Ruin your cultural heritage. Wow, la fel cum am făcut eu cu familia. Nu mai contează. Aici ce se întâmplă? What the? Stai, ce? Lupte cu cap? Ok, hai să o dăm, șmechere. Hai. Hai măi, prostule, să ne batem. Wow! Ia mă de aici. Bă, ce sunt astea? Curse? Pe bune că m-a bătut. Astea sunt curse ilegale cu capre. Și prin curse vreau să zic lupte. De ce m-am gândit la curse? Băi, ești nebun. Ăsta e cumva WC-ul de la aveau bunicii mei în... Am avut și WC-ul. Mai mănânci WC-ul ăla? Mă, ce? What the freak is this? Ce Dumnezeu, extraterestri? Ia să schimbăm și harta, să mă bată dihorii, ce grafice aveam, băieți, eram pe PS1. Actually, PS0.5. Să rămână, tu vei fi noua mea iubire. Ok, avea capul în asfalt. Tu vei fi noua mea iubire și vei merge peste tot cu mine pentru că suntem îndrăgostiți, da? Ok, ești destul de grea, ar trebui să mai slăbești sau ceva. Limba mea, bă, nenorocitule, frate, mi-a călcat pe limbă. Și după aia, gen, înainte călcase în ceva și acum, ați înțeles voi. A călcat într-un rahat, în cazul în care nu v-ați prins. Ceva de explodat pe aici? Actually, chestii care chiar pot fi explodate. Ce Dumnezeule mare, e o ciupercă. Doage, ce e asta? Stai, ce am luat? Grappling tongue? What the... Yo, cum adică grappling tongue? O să fiu ca efectiv... Oh, shit. O să fiu ca efectiv... Mă, ce Dumnezeu? Sunt like capra demon albastru sau...
Ce rămă elicopterul ăla? A, mai avut și ficat dacă e. Ia stai așa o secundică, cum adică grappling tongue? Pot să mă dau cu ea ca cum se dă Spider-Man cu a lui sau ceva? Ok, am prins mașina aia și acum gen... Frate, nu funcționează, e plin de buguri jocul ăsta. Hai să mergem aici ca să distrugem mașinile care sunt proprietatea oamenilor sau ceva. Ia să vedem, asta e o mașină de care m-am dat cu capul. Pa, pa! Mai mănânci mașina asta albastră? Nu. Mai mănânci și mașina cealaltă care și aia e albastră? Mai mănânci BMW-ul ăsta roșu? Parcul de distracții. Bă, dar mă apucă leșinul grav, frate. Dă-te așa să trec. Bă, deci mă apucă leșinul grav. Mă, ce aici? Bă, da. De ce au explodat mașinile alea acolo în apă? Sunteți ok? Acum nu mai sunteți. Come on, du-te în apă. Așa, hehehe. Aia s-a aruncat de bună voie, asta îmi place să văd. Simțiți-mi durerea și suferința din suflet. Aui. What the? Look at him go! Ah, s-a oprit, pe bune. Frate, când devine foarte interesant jocul, atunci se buguiește și nu mai e interesant. Ah, uite, pe aici se intră. Ia stai așa o secundică, vreau să intru și aici. Ce Dumnezeu e muzica asta? Bro, am auzit zgomote mai frumoase venind de sub șinele metroului. Că gen scârție, nu e o aluzie la ceva teribil. Ce Dumnezeu sunt astea acelea? Girafe, urăsc girafele. Cum să fii... Cum să fii girafă, oameni buni, și să trebuiască să ai gâtul atât de mare? Nu te doare, gen? Girafele sunt cringe și nu aș vrea să fiu o girafă. Ia stai mă așa o secundă. Ui, ăsta e cumva un trenuleț. Oh, shit. Pe unde se ajunge la trenuleț? Scuză-mă. Mersi, eu nu am milă față de nimeni și nimic în afară de banii mei, băieța. Nu am bani și în gen îmi vine greu să mă duc la magazin să cumpăr ceva fără să mă simt prost. Știi ce, frate? Nu am găsit unde e trenulețul ăla. Probabil la un moment dat o să apară, dar stai așa o secundică că o să mă urc. După ce leșin... uite fix aici. Ok, după ce... Oh, actually a funcționat. Aș vrea să mulțumesc familiei mele că a inventat caprele. Ok, știi ce? Jocul ăsta e mult prea buguit și nu merită. Nu merită să stai acolo așa. Ascultați-mă pe mine, nu vă duceți la carusele și de-astea că sunt efectiv... Ok, trenulețul s-ar putea totuși să meargă suficient de repede cât să nu ne plictisim în 0,3 secunde, oameni buni, așa că ia stai așa o secundică. Dă-mi spori, mă, din calea mea. Sunt eu o capră foarte periculoasă. Unde e freaking trenul, dude? Ok, deci se duce așa, se duce pe acolo și vine pe aici și vine așa și... Ok, îl văd, dar gen, cum ajungem la el? Ok, cred că acolo se oprește în stație sau ceva, nu? Deci, oameni buni, trebuie să ne urcăm sus la tren pe... Unde? Va? Ok, sunt destul de sigur că jocul ăsta e plin de buguri și n-ai pe unde să te urci la tren sau ceva. Să te ajute Dumnezeu, păi și pe mine aș vrea să mă ajute, frate, dar nu mă lasă să câștig la loto, e... Ui, ai o baterie aruncată în apă ca să se încarce peștii. Toată lumea știe că peștii sunt niște drone ale guvernului și au nevoie de baterii să se încarce. Asta este desigur o glumă, nu cumva să aruncați bateriile în ocean, degenerați, mici ce sunteți. Wow, ok, dude, ai BMW roșu? Se pare că ai BMW roșu ca să dai peste mine așa pur și simplu? Putin Hotel? Sărmâna! Oh! Era mort când am ajuns eu. Așa, stai așa să mergem cu liftul și... Ok, există... Leak Missing Name Plus? Ok, există o mică problemă supra-denumită, sunt blocat în lift! Ok, trebuie să dăm respawn pentru că jocul ăsta este efectiv plin de buguri. Case! Băi, ești nebun, vilă cu piscină. Asta e casa lui Dorian Pompa, cumva? Adică pare să fie. Ia uite, e așa și gen are așa chestii și...
Care e, mă, problema? Vrei să o dăm? Vrei să o dăm? Așa că... Wow! Ok, alea sunt droage. Ok, alea sunt droage și bani. Statueta legendară cu capră. Dă-mă statueta încoace. Easy. Mai mănânci geamul ăla? Eu cred că nu. A, pe bune că acolo nu putem să intrăm. Mai mănânci mașina aia? N-aveai nevoie de mașina aia, nu? Vin, ce-mi place să fiu un alcoolist notoriu. Adică nu de alta sunt din Bârlad, județul Vaslui. Ce-i asta? Multiplayer game. Urăsc jocurile multiplayer pentru că mă bat alții la ele și îmi vine să-i bat și eu în viață reală. Ce se întâmplă? What the frick? Ăsta e literalmente biroul meu de gaming sau ceva. Da, anyway, papa la gea... Mai mănânci seara asta? O mai mănânci, mă? O mai mănânci? E, cam bag. Tu crezi că poți să-ți crești în confortul grădinii tale pepeni și apoi să nu mai cumperi de la guvern pepeni? S-o crezi tu? Pe bune că aici nu pot să intru. Ok. Bă, harta asta să știi că parcă nu e atât de interesantă ca prima, dar... I mean... Cum ne urcăm acolo? Actually, cum ne urcăm acolo? Ok, trebuie să vin cu o idee. Era un elicopter pe aici la un moment dat, oameni buni. Dacă am putea, poate să... Oh, scări. Normal că is that a goat. Eu sunt. Wow, ok, e moartă. Pe bune că nu sunt scări până sus și trebuie să iau freaking liftul ăla buguit. Dude, m-am urcat în lift. A fost efectiv cringe. Ok, mă scuzați. Oh, ok. Ok, data asta o să stau foarte cu minte și nu o să mai cad prin ziduri, exact. Băi, ești nebun? Oh, da, yes. Oh, mamă, ce mi-aduc aminte de vremurile când mă duceam în club, glumesc, oameni buni. What the frick, ăla e mouse-ul mort, gen? Oh, scuze. Chat, ăsta e gen ăla care face efectiv muzică. E timpul să comitem niște crime împotriva umanității. Unde Dumnezeu m-am urcat? What the? Oi, pot să schimb melodia, să pun una de jale? Pot să pun buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește și engleză și franceză. Aia e mai ok decât tetene. Dispare-mă de aici, ia-mă. Dispari, eu sunt DJ-ul acum, eu sunt adevăratul Dead Mouse. Oh. Ok, he dead. Așa, eu sunt DJ-ul. Cine dansează e prost. Uite-te la toți proștii ăștia. Ok. Artificiile legendare. Ok, help. What the... Ok, am intrat sub pământ în momentul ăsta, iar dacă jocul ăsta nu este plin de bug-uri, eu nu sunt I Hate Pink. Sunt eu I Hate Pink. Vă rog, nu mă uitați, reveniți pe canalul meu de YouTube, ok? Ăsta e un strigă de ajutor.